Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Trebuie să știi că în august AstroSens face 2 ani. Și cu această ocazie ne-am gândit să facem tot felul de surprize pentru voi, să vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și iată de 2 ani. Că acest proiect nu ar fi existat și fără voi, bineînțeles. Și dacă mai țineți minte sau nu, la începutul proiectului am avut prima emisiune. Cu cine credeți că am realizat-o? Decât cu invitatul de astăzi, cu Alexandru Păunescu. Imediat, Daniel, o să te rog să îl arăți. Trebuie să știți că este unul dintre cei mai tineri astrologi din România. Deci să-i fac așa o scurtă prezentare, să nu greșesc. Din 2012 studiază astrologia, din 2014 studiază tarotul. Să știți că a terminat facultatea de psihologie cu următoarea licență, transferul în consultațiile de astrologie. Deci lucrarea lui de licență a îmbinat astrologia cu psihologia. Acum nu o să vedeți foarte, foarte des printre noi. L-am invitat să discutăm unele tematici destul de tot speciale, care îmbină psihanaliza, iată, cu astrologia, pentru că Alexandru este psihanalist în formare și, bineînțeles, se uită de fiecare dată și în astrologie să vadă cum le poate îmbina. Alexandru, îți mulțumim mult de tot că ești astăzi alături de noi, te și eu sunt emoționată că te avem. Mă bucur să te revăd, Daniela. Așa, tema emisiunii, țin să vă spun, complexul lui Oedip. Eu nu știu multe despre acest subiect, am citit și eu despre el, dar o să las pe Alexandru să ne povestească, iată, din perspectivă mitologică, din perspectivă psihanalizei și în același timp cum putem vedea în astrologie complexul lui Oedip. Spune-ne, Alexandru, de unde a apărut acest complex al lui Oedip? Păi, în prima fază ar trebui să avem în vedere miturile care stau la baza psihicului uman și care ilustrează foarte bine ceea ce se întâmplă în interiorul minții noastre. Și prima dintre tragediile care marchează cumva profund formarea umană este tragedia prezentată de Sofocle și anume mitul lui Oedip. Și îl avem pe regele Tebei și anume Laios, care are un fiu, Oedip, și următoarea prezicere în ceea ce privește destinul acestui copil este destul de macabră, având în vedere că el urmează să-și ucidă tatăl și să se căsătorească cu mama lui. Din aceste motive, Laios alege să își îndepărteze copilul și acesta este abandonat, urmând să fie găsit de către un păstor și dus într-un regat apropiat. Copilul crește, se dezvoltă, își află destinul, considerând că tatăl adoptiv este tatăl său natural, decide să părăsească cetatea, pe drum se întâlnește cu un necunoscut pe care îl ucide și astfel ajunge regele Tebei, fără să cunoască că astfel își îndeplinește destinul, se căsătorește cu mama sa și au copii împreună. Ulterior, tragedia apare în momentul în care Oedip află că destinul său s-a îndeplinit, mama sa se sinucide, iar el își scoate ochii și pribegește apoi prin lume. Aspectul acesta este foarte important pentru că a fost ulterior reactualizat de către Freud, părintele psihanalizei. Deci de la el a pornit totul. El a avut suficientă capacitate de a vedea dincolo de cuvinte și de a identifica universalitatea miturilor și legendelor și el a petrecut de asemenea destul de mult timp ca să identifice aceste, să spunem, manifestări inconștiente în destinul uman. Freud își dă seama prima dată de prezența complexului Oedip într-un moment destul de tragic. După moartea tatălui său, are o serie de vise care îl tulbură foarte tare. Deja începuse să studieze psihicul uman, compartimentarea acestuia și modul în care diversele forțe inconștiente ajung să se manifeste. Și prin autoanaliză își dă seama de agresivitatea pe care o are față de tatăl său. Ulterior, ideile și concepțiile lui sunt generalizate și ajunge să-și dea seama că fiecare individ la un moment dat în viață traversează acest complex Oedip și astfel îl conceptualizează în psihanaliză într-o formă mult mai elaborată, undeva pe la 1923. Și astfel avem în psihanaliză ceea ce se numește complexul lui Oedip, central în funcționarea psihicului uman.
Deci din 1923 putem vorbi despre acest complex. Dacă ar fi să le explicăm oamenilor mai pe simplu, adică dacă există o familie, probabil că se uită la noi și există o mamă și are, ai zis tu că pornește de la băiat, cum se manifestă de obicei acest lucru? Cumva psihanaliza întotdeauna a avut în cercetările sale ca primă abordare perspectiva masculină. Ulterior au fost făcute cercetări și pentru deci perspectiva avem și feminin. Pentru băieți și pentru fete acest complex. Complexul Oedip este universal. Deși psihanaliști ulterior au încercat să introducă alternative pentru femei, pentru fete, și anume complexul Electra, nu este foarte bine fundamentat și Freud a respins întotdeauna această propunere a lui Jung. Revenind acum, având în vedere o familie care are un copil, observăm tendința băiatului de a petrece mai mult timp cu mama sau de a-și iubi mai mult mama și de a intra într-o oarecare rivalitate cu tatăl. Deci devine gelos pe tată. Devine gelos pe tată. Lucrurile acestea sunt inconștiente. Nu trebuie să avem pretenția ca părinții sau copilul să fie conștienți de ceva ce se petrece în spatele minții conștiente și copilul se dezvoltă în acest demers. Într-un mod absolut natural. Mama este primul obiect de iubire, cum se spune în psihanaliză. Și în mod absolut normal, băiatul tinde să aibă o relație cu aceasta și avem și mici situații care aduc complexul Oedip mai aproape de conștiință. Vedem copii care spun, băieți, că vor să se căsătorească cu mama sau că atunci când vor fi mari vor să se căsătorească cu mama. Vedem de asemenea agresivitatea băieților în raport cu tatăl în tot felul de jocuri care au oarecare natura agresivă, spre exemplu simulări de luptă sau pentru iubirea mamei, probabil. Pentru iubirea mamei, dar este un mod natural de a interacționa cu tatăl, pentru că tatăl este cel care te învață să interacționezi cu mediul social. Mama este cea care te aduce pe lume, dar tatăl este cel care te plasează în univers. În cazul fetelor este un pic mai dificil pentru că din nou mama este obiectul primar. Ea întreține viața, este absolut normal ca iubirea până la un anumit moment să fie îndreptată preponderent către mamă. Ei bine, intervine tatăl care aduce cumva legea și interdicția. În ce sens? În sensul în care copilul trebuie, atât fată cât și băiat, trebuie să recunoască cuplul parental și să-și dea seama că nu se poate căsători cu unul dintre părinți sau nu poate avea o relație cu el. În cazul fetei, aceasta trebuie să-și deplaseze iubirea către tată și să se identifice cu mama pentru ca într-un viitor oarecare să poată să dezvolte o relație. Ieșirea din complexul Oedip este asemenea și pentru băiat. Acesta se identifică cu tatăl pentru a putea să aibă relații normale în viitor. Dacă complexul Oedip în cazul fetelor începe cu realizarea diferențelor dintre sexe, în sensul în care fata își dă seama că nu este asemenea băieților. În cazul băieților, lucrurile stau diferit. În sensul în care complexul Oedip se termină prin faptul că conflictul sau angoasa castrării este prezentă. Înseamnă acest lucru că de teama tatălui, copilul alege să nu mai intre într-o relație, să spunem, incestuoasă și să se identifice cu tatăl pentru a putea avea relații normale ulterior. Deci ne-a explicat Alexandru acest complex al Oedip, adică să-l observăm în jurul nostru, că o să vedeți când copiii sunt mici, fetițele sunt de gâtul tatălui și băieții sunt de gâtul mamei. Bun, Alexandru, am discutat din acest punct de vedere mitologic și psihanalitic. Acum hai să vorbim în astrologie. Trebuie să le spunem oamenilor că în astrograma natală sunt două case foarte importante. Sunt principalele despre care discutăm, casa 4 și casa 10. De cele mai multe ori, în teorie ni se spune că acea casa 4 este casa mamei și casa 10 este
este casa tatălui. Sunt alți astrologi care zic că atunci când avem de casa, avem de a face cu casa 4, avem părintele de același sex și casa 10 a părintele de celălalt sex, de sexul opus, da. Bine, sunt teorii și teorii, da? Dar cert este că putem lucra cu toate. O să ne spună Alexandru despre a sa teorie și cum o putem aplica în hărțile noastre. Bun, spune-ne tu cum vezi mama și tata în astrograma natală. Înainte de a-ți explica exact cum utilizez eu casele și reprezentările parentale în astrologie, aș vrea să mai adaug referitor la complexul Oedip că există această formă, să spunem, pozitivă sau directă a complexului Oedip. Adică băiatul are o atracție către mamă și rivalizează cu tatăl, respectiv fata are o atracție către tată și rivalizează cu mama. Se poate întâmpla și invers, în sensul în care copilul să caute atenția și iubirea părintelui de același sex și să rivalizeze cu părintele de sex opus. Acest lucru se numește complex Oedip negativ sau inversat. Asta nu înseamnă că complexul Oedip pozitiv manifestă sau dă heterosexualitatea la vârsta adultă, iar complexul Oedip negativ manifestă sau dă homosexualitatea la vârsta adultă. Sunt niște dinamici care se formează și având în vedere că noi dispunem de o bisexualitate atât corporală, pentru că avem hormoni feminini și masculini, dispunem și de o disponibilitate sau de o predispoziție bisexuală din punct de vedere psihic, având atât părți feminine cât și părți masculine. Revenind acum la casele astrologice, într-adevăr există astrologi care văd diferit casele. Unii văd părinții în casa 4, ambii părinți, alții, unde mă includ și eu, vedem diferit în funcție de sexul persoanei cu care discutăm. În următoarea ipostază, în hărțile feminine, casa 4 reprezintă tatăl, iar casa 10 reprezintă mama. Există o explicație pe care ai putea să ne oferi, Alexandru? Imediat îți zic. Iar în hărțile masculine, casa 4 reprezintă mama, iar casa 10 reprezintă tatăl. Casa 4 reprezintă părintele de sex opus. De ce? Pentru că, unu, este o casă de apă și majoritatea manifestărilor emoționale sunt prezente aici. Întotdeauna casa de apă, respectiv casa 4, va avea mai multă nevoie de îngrijire, de validare. Să le spunem oamenilor ce înseamnă casă de apă, pentru că de obicei casa 4 facem o raportare la rac, da, în zodiac, și racul este un semn de apă. De asta zice Alexandru casa 4 sau casă de apă. Când vom analiza casele și predispozițiile lor, ne vom referi exact la fiecare casă și o vom putea identifica în funcție de elementul său. Dar casa 4 este o casă principală de apă și are de a face cu emoțiile și în mod normal aici identificăm persoana față de care dorim să dezvoltăm un atașament mai afectuos. În casa 10 regăsim mai mult ceea ce înseamnă regulă, normă, interdicție și fix aceste principii sunt cele impuse de părintele de același sex în dinamica familială. Spre exemplu, mama în relația dintre fetiță și tată impune o oarecare limitare în manifestarea acestor emoții și atrage atenția asupra cuplului parental. Deci nu lasă lucrurile să evolueze pentru că aduce în dinamica lor legea, morala, regula. La fel se întâmplă și cu tatăl în cazul băieților, pentru că el impune regulile sociale sau el aduce regulile sociale în dinamica familială, dar și în ceea ce privește psihicul copilului. Și acum, dacă ar fi să revenim la case și la abordarea lor din punct de vedere elementar, avem casele de foc, care sunt casa 1, casa 5 și casa 9, pentru că ele fac referire la berbec, la leu și la săgetător. Casa a doua, casa a șasea și casa a zecea sunt case de pământ, pentru că ele fac referire la taur, la fecioară și la capricorn. Casa a treia, casa a
Nu a cincea, iartă-mă. Avem casa a treia care este gemeni, avem casa a șaptea care este balanță și avem casa a 11-a. Care este vărsător. Și ultimele case care sunt cele de apă, și anume casa a 4, casa a 8 și casa a 12-a. În principiu, casele de apă au o mai mare importanță pentru dinamica inconștientului, la fel ca și casele de pământ, pentru că sunt mai aproape de ceea ce nu este foarte vizibil, iar casele de foc și casele de aer au o mai mare preponderență în ceea ce privește dinamica preconștientă sau conștientă. Și în relația complexului Oedip avem o casă de apă, și anume casa a 4-a, și o casă de pământ, care este casa a 10-a. Este foarte important când analizăm structura complexului Oedip într-o hartă să avem în vedere și guvernatorii acestor case. Ne uităm întotdeauna la guvernatorul casei 4 pentru a identifica părintele de sex opus și la guvernatorul casei 10 pentru a identifica părintele de același sex. Astfel încât aceste planete reprezintă în mod direct mama sau tatăl în funcție de configurarea hărții pe care o avem și, bineînțeles, în funcție de persoană. Acum, este foarte important să vedem în dinamica hărții faptul că ascendentul se află undeva la mijlocul la mijlocul distanței dintre casa 4 și casa 10. Ceea ce înseamnă că ascendentul reprezintă omul în sine și guvernatorul ascendentului reprezintă individul. Ceea ce înseamnă că acest individ, prin aspectele care se formează între ascendent și casa 4, respectiv casa 10, care sunt aspecte de careu, incorporează reprezentări parentale. Fiecare copil va avea, în urma dezvoltării sale, un prototip de mamă, un prototip de tată. Aceste prototipuri se vor transfera ulterior în relațiile lui, pentru că descendentul din astrogramă și din astrologie care reprezintă partenerul se află de asemenea la jumătatea distanței dintre casa 4 și casa 10-a, care se opune ascendentului. Deci dinamica familială și dinamica complexului Oedip este esențială atât pentru individ, unde el reușește să facă diferența între sexe, reușește să identifice caractere feminine, masculine, reușește să dezvolte o dinamică relațională și, de asemenea, interdicții și morale. Dar este foarte important ca partenerul să poată, sau ca un partener să poată regăsi aceste reprezentări familiale. Nu de puține ori se întâmplă ca partenerul pe care ni-l alegem să aibă reprezentări pe care noi deja le cunoaștem și de aceea mergem către persoane care seamănă nu neapărat fizic, dar din punct de vedere psihologic, cu mama sau cu tatăl. Acum, când analizăm o hartă a unui om, trebuie să avem o oarecare finețe sau o oarecare grijă în modul în care abordăm aceste lucruri, pentru că ele sunt foarte sensibile. Odată complexul Oedip se întâmplă pentru fiecare dintre noi la o vârstă destul de fragedă. Avem o perioadă de între 3 și 6 ani în care acest complex Oedip se poate manifesta în funcție de fiecare. Ulterior, în experiența noastră de părinți, când avem un copil și acesta traversează complexul Oedip, și în cazul părinților se reactualizează propriul Oedip și apare ceea ce se numește tabuul incestului. Copilul își urmează dezvoltarea lui naturală, instinctuală, proprie, doar că părinții, reamintindu-și de aceeași perioadă din istoria lor de viață, pot să traverseze această perioadă cu mare dificultate, cu o anxietate mai mare, pentru că deja conștientul s-a format și instanța moralei, care se numește supraeu, poate fi mai riguroasă și astfel complexul Oedip în cazul copiilor poate fi alterat de reacțiile părintelui la acestea, părinților în egală măsură. Și din acest motiv este important să vedem în astrogramă, când analizăm, atât configurația personală a complexului Oedip, dar să avem și datele de naștere ale părinților pentru a putea
să spunem, constela complexul Oedip și în cazul lor, astfel încât să vedem dacă mama a avut un blocaj în ceea ce privește complexul Oedip sau tata și astfel interferează cu dezvoltarea normală a copilului. Complexul Oedip este fundamental pentru dezvoltarea omului, pe lângă faptul că are loc diferențierea între sexe și structurează tiparul de relații ulterioare, este principalul punct de consolidare al psihicului. Deci organizează tot ceea ce înseamnă impulsuri inconștiente, organizează emoții, pulsiuni, tendințe și are loc formarea psihicului, așa cum o găsim în psihanaliză, în cele trei instanțe, și anume se, care reprezintă partea inconștientă, eul, care reprezintă cumva centrul persoanei noastre, și supraeul, care reprezintă instanța care incorporează regulile, care incorporează societatea și rigorile acesteia, dar și reprezentările părinților. Astfel încât noi toată viața vom avea în interiorul nostru reprezentarea părinților noștri. Ceea ce aș vrea să adaug referitor la, să spunem, prejudecățile legate de complexul Oedip, este faptul că nu trebuie să privim copilul mic, între 3-6 ani, ca pe un pervers care caută să inițieze relații cu mama sau cu tatăl și să-l înlocuiască pe celălalt și chiar să-l ucidă, cum găsim în mitologie și în tragedia lui Sofocle, ci trebuie să vedem mai degrabă o dinamică inconștientă, într-un oarecare sens simbolică. Pentru că copilul nu face decât să caute modalități de a-și structura energiile pe care le simte copleșitoare. Și copiii, în prima parte a vieții, trăiesc la intensități enorme toate influențele psihologice care se întâmplă în jurul lor. De aceea adulții și părinții au această responsabilitate de a fi alături de ei și de a ajuta să-și cristalizeze o formă de funcționare care să nu fie nici patologică, nici nevrotică, ci să funcționeze în acord cu rigorile sociale. Cumva la vârsta de care tu ne-ai zis, Alexandru, 3-6 ani, apar și gelozii din partea părinților în momentul în care văd că, nu știu, copilul e mai aliat cu unul dintre părinți? Din păcate, putem să vorbim despre gelozii, cu siguranță putem să vorbim despre gelozii, dar mai ales la părinții tineri vedem manifestarea complexului Oedip al copilului lor într-un mod destul de tulburător. Nu puține sunt cazurile în care mai ales tații nu sunt pregătiți pentru această perioadă, pentru că în momentul în care inițiază o relație, partenerii tind să aibă cumva o raportare parentală, să vadă partenerul ca pe mama sau ca pe tatăl, și în momentul în care apare copilul, această dinamică cumva se erodează. Și complexul Oedip al părintelui reactualizat aduce copilul ca pe un inamic. Ceea ce înseamnă că, sau în unele cazuri, tatăl alege să părăsească cuplul pentru că intensitatea inconștientă a acestui moment este foarte mare și el se află într-un complex Oedip și într-o rivalitate cu propriul copil. Bine, părăsește cuplul pentru că găsește cu totul alte motive, având în vedere că toată această dinamică este inconștientă. Părăsește concret sau și metaforic? Concret. Concret. În foarte multe cazuri când părinții... Adică nu doar se retrage și devine mai detașat, mai evitant. În foarte multe cazuri în care părinții sunt tineri, se întâmplă această rivalitate inconștientă și se despart sau există tot felul de gelozii sau se caută o relație extraconjugală. Trebuie să știm că complexul Oedip are o reactualizare în adolescență, pentru că atunci se petrece o nouă revoluție sexuală în cazul copilului și vedem diverse manifestări în cazul ambilor părinți care pot să caute atenția
unor persoane de vârstă apropiată copilului lor. O atenție care este sexuală de data aceasta și caută acest lucru pentru a se feri de tabuul incestului, dar pentru a-l pune în aplicare în altă parte. Există foarte multe forme de patologizare a complexului Oedip, dar din fericire există și modalități fericite de funcționare în dinamica. Știi ce mi-a plăcut mie, Alexandru? Exact ceea ce cred și eu. Momentul în care facem portretul unui copil astrologic, da? Că sunt foarte mulți, cel puțin în ultimii ani, sunt din ce în ce mai multe solicitări în care părinții își doresc un portret astrologic al copilului. Bineînțeles, trebuie să le spunem de pe acum că portretul unui copil nu se face precum o astrogramă pentru un adult. Tot timpul ai în vedere alte aspecte și nu înseamnă că îți va ghici astrologul ce o să facă copilul sau ce o să devină sau să-i prezică viitorul, ci mai degrabă îi face un portret astrologic și tot timpul am susținut că în momentul în care îți dorești să știi mai multe despre copil, trebuie neapărat să știi și hărțile părinților, adică trebuie tot timpul harta copilului raportată la harta mamei, în primul rând, bănuiești pe mă, și la harta tatălui, adică trebuie făcut un ecosistem din acest astrologic între cele trei hărți. Cel puțin așa fac eu și bănuiesc că asta și spuneai tu mai devreme. Absolut, absolut. Întotdeauna când avem consultații în ceea ce privește copiii foarte mici, dacă le acceptăm, pentru că sunt cazuri practicieni care nu acceptă și este absolut normal, dar dacă acceptăm, avem o responsabilitate foarte mare. Eu, în aceste cazuri, pornesc întotdeauna de la hărțile părinților, întotdeauna se ia în considerare astrograma atât a mamei cât și a tatălui, pentru că înainte ca copilul să vină pe lume, avem o fantasmă care se naște în mintea fiecărui părinte și un copil ideal. Și în funcție de hărțile lor natale, bănuiesc. Exact. Uh-huh. Și având în vedere harta natală a mamei, respectiv a tatălui, dar începem cu mama pentru că ea este purtătoarea sarcinii, iar implicit inconștientul ei este direct racordat la inconștientul copilului, fantasma pe care mama o creează în timpul sarcinii și imaginea copilului ideal pe care îl creează are repercursiuni directe, pozitive sau negative, asupra copilului. Și de foarte multe ori, când copilul ideal sau fantasmat nu corespunde cu copilul real, se întâmplă un oarecare conflict. De aceea trebuie să ne dăm seama de modul în care părinții au gândit copilul. Putem să vedem asta prin astrogramă și prin discuții și ulterior să ajungem la astrograma copilului. De asemenea, este foarte importantă motivația părintelui în momentul în care vine să ceară o consultație astrologică, pentru că pot fi motivații diverse. Nu doar că vreau și eu să știu portretul astrologic al copilului. Da, e o formă de control, e o formă de nevoie de a ști, de a condiționa. Aceste nevoi sunt numite nevoi perverse în psihanaliză pentru că au un alt scop decât cel de a vedea, să spunem, potențialul copilului, ci mai degrabă caută să vadă modul în care copilul îndeplinește destinul pe care părintele îl trasează, lucru cu atât mai greșit, pentru că niciodată un copil nu trebuie să reprezinte destinul părintelui sau să fie purtătorul, să fie mandatat să îndeplinească anumite dorințe ale părinților, să repare anumite greșeli, Să-l vindece. Să-l vindece într-o oarecare formă, da. Uite, sunt foarte curioasă, Alexandru, că da, întotdeauna un portret al unui copil trebuie făcut în raport cu hărțile părinților. Gândindu-ne că în harta noastră luna este cea care ne arată relația cu mama, aș fi curioasă cum vezi tu legătura dintre luna copilului și luna mamei, adică cât de important este să te uiți la relația, la aspectul dintre acești doi aștri în această sinastrie. Dinamica dintre harta copilului și harta mamei este esențială și deseori vom găsi legături semnificative între harta copilului și harta mamei în ceea ce privește poziția lunii. Luna este cu atât mai importantă și se folosește de asemenea și în rectificări, pentru că ea este și un reprezentant al sarcinii în sine. Să le spunem oamenilor că rectificarea este acea tehnică
ce ne ajută să identificăm ora de naștere. Ora de naștere corectă, da? Pentru că poate noi avem o oră aproximativă. Alexandru este specialist pe câteva tehnici de rectificare. Sau ne ajută să aflăm ora de naștere pentru aceia care nu-și cunosc ora de naștere și poate vor să știe ascendentul și vor să știe astrograma. Exact. Și una dintre aceste tehnici utilizează poziția lunii la momentul nașterii și la momentul, să spunem, în care s-a petrecut gestația, în care începe efectiv sarcina. Și există modalități prin care putem să ajungem la acel moment. Și acel moment, de asemenea, este foarte important în această dinamică mamă-copil. Putem să vedem luna în harta mamei, luna în harta copilului și putem de asemenea să ne uităm și la lunația prenatală. Ce înseamnă lunația prenatală? Luna plină sau luna nouă care are loc înaintea nașterii copilului. Această lunație poartă cu sine niște semnificatori foarte importante în ceea ce privește formarea inconștientului copilului. Pentru că aici găsim tot ceea ce mama pune în copil. Ca aspirații, ca nemulțumiri, ca tendințe și idealizări. Trebuie să le spunem micilor, asta e din experiența mea, Alexandru, nu știu dacă tu ai întâlnit-o, am avut și câteva emisiuni despre, că ultimul lucru la care trebuie să vă gândiți când aveți un copil este să-l faceți o zodie, pentru că există o tendință în ultimii ani și probabil că ai observat-o și tu, Alexandru, foarte multe momici întârzie sarcina sau vor să o programeze. Există momente în care naști prin cezariană și n-ai ce să faci, poți să alegi, să zicem, data, ora, se mai poate, dar la fel în momentul în care vă gândiți că eu nu vreau un copil pești sau eu nu vreau un copil fecioară, pentru că probabil ați avut un iubit sau ați avut o soacră sau ați avut, cine știe, un coleg din zodia respectivă care v-a deranjat. Zodia este ultimul lucru la care trebuie să vă gândiți că se naște un copil. După cum vedeți, vorbim de lună, vorbim de cu totul și cu totul alte aspecte din astrograma natală și în funcție de ele identificăm, iată, acest portret al copilului. Deci nu zodia contează, Alexandru, să le mai spunem încă o dată. Nu zodia contează. De unde, psihologic, ce le face să respingă zoria? Adică de ce să identifici, cum să-ți explic? Mi se pare îngrozitor să nu vrei copilul tău să fie o zodie, copilul să se nască zodia respectivă și tu deja să pornești la drum cu oarecare, nu știu, respingere. Pentru că tocmai există această fantasmă a copilului ideal care nu corespunde cu realitatea. Mama în fantasma ei, dacă știe astrologie, nu dorește ca copilul ideal să fie leu, să fie rac dacă e băiat, pentru că îl consideră prea sensibil și prea emotiv. Și astfel respinge această idee. Și se naște copilul rac și nu-i bine. Și se naște copilul rac și nu-i bine. Și dacă nevoia mamei a fost să nu nască un copil rac sau să evite acest lucru, înseamnă că cerințele pentru următoarele consultații astrologice în ceea ce privește copilul sunt compromise. Deci au o motivație perversă, cu siguranță. Deci nu contează zodia, contează alte lucruri care sunt foarte importante. Ba mai mult, consider că dacă vă duceți spre acest mod de a gândi să nu fie zodia sau să fie zodia respectivă, e vorba, cum ziceai tu, fantasma din star vă face și vouă rău și copilului. Pentru că și mie mi s-a întâmplat de cele mai multe ori să am consultații despre copii și să-mi spună că e retardat copilul pentru că învață mai greu nu știu ce la matematică, că e zodia nu știu care, dar nu contează deloc zodia, contează un mercur și dacă mercur este, de exemplu, retrograd în harta natală, copiii se dezvoltă puțin mai greu, vorbesc mai târziu, cum am zis-o la începutul emisiunii, adică oarecum să nu mai judecați după zodie, contează alte lucruri și trebuie să mai avem în vedere ceva și probabil că și Alexandru va fi de acord cu mine. Orice în astrologie este și o resursă și o vulnerabilitate. Dacă ești rac, nu înseamnă că gata, ești cel mai sensibil, pentru că racul are și părți bune și părți, iată, mai vulnerabile. Orice zodie nu trebuie judecată doar prin prisma experienței pe care ați avut-o voi. E adevărat că dacă aveți un nod sud undeva și un nod nord undeva, aveți niște energii care trebuie echilibrate și cred că și tu crezi de cele mai multe ori, între copii și părinți există întotdeauna o conexiune între noduri sau între aspectele importante din astrogramă. Cu siguranță, de aceea putem să discutăm și despre aspecte transgeneraționale. În momentul în care un copil vine pe lume, el se plasează odată în interiorul familiei și a doua oară în interiorul filiației din care ei fac parte, atât a mamei cât și a tatălui, și moștenește odată cu nașterea lui
reprezentările pe care mama le are față de părinții ei, față de bunicii ei, față de strămoși în sine, cât și reprezentările pe care tatăl le are. Deci copilul este conținătorul reprezentărilor pe care părinții le au despre familia lor, în ceea ce privește cuplul parental, dar și familia extinsă. Și în mod inevitabil există conflicte inconștiente, de aceea trendul sau curentul de aspecte de transgenerațional tinde să evolueze foarte mult în perioada aceasta, pentru că observăm că numeroase conflicte sau conflicte foarte puternice nu au ca punct de pornire realitatea noastră de acum, ci se referă la realități anterioare. Și una dintre premisele pe care psihanaliza le expune este faptul că copilul va avea destinul pe care mama îl trasează în reveriile ei. Deci mama, dacă gândește, imaginează, fantasmează un viitor bun pentru copilul ei, cel mai probabil așa va și fi. Dar dacă mama, din diverse motive, nu are această capacitate de a-și conține copilul într-un mediu psihic benefic, va ajunge să provoace copilului conflicte foarte mari. Bine, acestea pot fi ulterior rezolvate sau ameliorate după caz în existența lui, dacă își conștientizează aceste influențe care nu sunt ale lui, dar care sunt moștenite și care îl influențează. Ah, tocmai mi-ai dat o idee de emisiune, Alexandru, și sunt ferm convinsă că cei care ne privesc vor fi de acord cu mine. Îl vom chema pe Alexandru să ne vorbească despre tiparele transgeneraționale odată în psihanaliză, în psihologie și pe moșii în astrologie, că din câte vedeți le poate, cum să vă spun, combina astfel încât să înțelegem și noi din mai multe puncte de vedere. Alexandru, îți mulțumim mult de tot pentru această emisiune, pentru aceste informații, informații prețioase, nu mai știu să vorbesc, sunt creierul meu acum în toate părțile, că și eu am învățat multe lucruri în această emisiune. Și stați pe aici pentru că pe Alexandru mai avem invitat într-o emisiune cu o temă tot la fel de specială.